Consiliul Local al municipiului Suceava a aprobat lista garajelor care urmează să fie demolate pentru ca în locul lor să fie construite o grădiniță și două parcări supraterane. În cartierul Opcini vor fi demolate 82 de garaje, iar pe strada Ștefan Tomșa, din spatele primăriei, vor fi demolate 60 de garaje. Primarul Ion Lungu a anunțat că angajații instituției au început să calculeze valoarea despăgubirilor care vor fi acordate proprietarilor. S-au aprobat anexele pentru garajele care vor fi derămate. Discutăm un număr de 82 de garaje pentru a face 3 parcele de teren în care să facem o grădiniță în cartierul Opcini și două parcări, din care o parcare supraterană. Deci acolo sunt 82 de garaje. La fel, alte 60 de garaje care urmează să fie dezafectate, demolate, în zona primăriei, pe strada Ștefan Tomșa, pentru a putea face o parcare supraterană. Deci urmează perioada următoare să facem evaluările, primăria va face evaluarea acestor despăgubiri conform normelor în vigoare, le vom aduce la cunoștință proprietarilor și sigur ne dorim ca această activitate să o facem cât mai repede, să trecem efectiv la dărâmarea acestor garaje, să eliberăm terenul acestei construcții și să putem promova proiectul care am spus, și mai ales cele care sunt urgente pe fonduri europene. Discutăm aici de grădiniță și de parcările supraterane.